Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă. Vorbim din nou despre Pokémon Go, un joc care ia amploare în cascadă, așa exponențial crește la nivel planetar. Să vedem ce anume, care sunt efectele acestui joc. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul și profesorul Alex Neagoe. Vânătoarea de Pokémon a început în România doar de puțin timp, dar ia amploare foarte mare. Cum comentați acest nou joc? Desigur, aplicațiile pe telefoanele mobile care au succes în rândul oamenilor și a tinerilor în mod special nu ne mai surprinde. Deci ne-am obișnuit să apară aplicații care au succes, însă ceea ce vedem în legătură cu această aplicație este deja la o altă scară. În mod clar sunt bătute toate recordurile de până acum pentru orice fel de aplicație pe telefonul mobil. Este vorba, desigur, de o aplicație care a apărut în lume în luna iulie anul acesta, deci vorbim de maxim câteva săptămâni, la noi în țară de câteva zile. Deja pe plan global sunt sute de milioane de utilizatori într-un timp atât de scurt, deci depășește viteza de lansare a Facebook-ului, a absolut orice aplicație care a apărut până acum, și faptul acesta în sine este semnificativ. Și atunci când o aplicație, oricare ar fi ea, are un asemenea succes, mă gândesc că e normal să ne întrebăm despre ce e vorba și ce face să fie atât de atractivă și mai ales ce plusuri sau minusuri are. În primul rând, ideea este genială și spuneam, eu sunt gelos că n-am făcut noi creștinii o astfel de aplicație. Eu știu să găsească sabia lui David sau scutul lui Goliat sau ceva de genul acesta. Da, e adevărat, într-un fel. Mă rog, aici poate opiniile pot fi și altele, în sensul că eu mă întreb până la urmă, da, e drăguț faptul că merg oamenii să se plimbe și în sfârșit iată o ocazie ca oamenii să mai meargă pe jos, și cred că este plusul cel mai mare al acestei aplicații, faptul că puțin mai luptă împotriva sedentarismului și în mod special vizează acele persoane care sunt cele mai predispuse sedentarismului, cei care stau mult în fața unui ecran și nu se mișcă. Ei, acum iată că ecranul îi pune în mișcare și lucrul acesta e grozav, însă la fel de mult mă întreb dacă nu ar fi fost și mai interesant să vedem oameni că ies să facă mișcare în felul acesta și din alte motive. Adică îmi imaginez mulți părinți, aplicația prinde și la oameni care sunt deja părinți, care cu mare greu își fac timp să iasă o dată sau de două ori pe săptămână cu copiii la o plimbare, în mod special mă gândesc la tătici, care veșnic spun că nu au timp să iasă cu copiii la o mișcare, să bată mingea sau așa, ori pentru un astfel de joc, iată că își fac dintr-o dată timp, alteori ore pe zi, să meargă și să petreacă timp afară. E un lucru care mă intrigă. Care este ideea din spatele ideii? De exemplu, la Facebook, ideea de bază a fost imaginea, comunicarea și relația. Oameni tot mai însingurați, care dintr-o dată au 579 de prieteni, pe Facebook mă refer, și imaginile. Spre deosebire de e-mail, unde era greu să transmiți imagini, greu să le vezi, Facebook a venit dintr-o dată cu o idee genială legată de imagine. Care credeți că este ideea din spatele ideii la Pokémon Go? De ce? Ideea care aici este centrală și care prinde foarte tare este această realitate augmentată, așa cum o numesc specialiștii, adică aduce realitatea virtuală în spațiul real. Și aici este elementul total inovativ al acestui joc. Cam toate jocurile pe calculator, pe telefoane, rămâneau în spațiul virtual. Acolo se întâmpla totul. Această aplicație aduce spațiul virtual în lumea reală, adică acești Pokémoni care sunt virtuali
sunt amplasați prin sistemul de GPS în spații reale și trebuie colectați tot așa din spațiul real, din obiective, instituții, locații reale. Și aici este, cred, elementul total inovator al acestui joc. Pentru ascultătorii care nu știu despre ce este... Este interfață între virtual și real. Pentru ascultătorii care nu știu despre ce este vorba, tinerii sau cine vrea să joace Pokémon Go merge pe stradă cu telefonul mobil și în momentul când apare un, când, să zic, la un colț de stradă este un Pokémon, atunci telefonul vibrează și se activează camera telefonului mobil. Poți să vezi pe camera telefonului mobil realitatea din jur, un stâlp, o mașină, un copac, dar în copac apare un Pokémon care nu există în realitate, ci doar pe camera telefonului. Poți să vezi doar tu. Dacă te uiți cu ochiul liber, nu-l vezi. Doar dacă te uiți prin telefon. Da. Deci care ar putea fi partea periculoasă din acest joc care tinde să devină un fenomen mondial? Mai tare decât Ice Bucket Challenge, cum era acum vreo câțiva ani. Da. Nu vrem nici să fim alarmiști și să fim, eu știu, pe invers cu tot ceea ce se întâmplă. În același timp, nu putem să nu semnalăm anumite pericole reale și, hai să spun, per total, așa, provocarea sau pericolul numărul unu este acela că, practic, subordonează spațiul real spațiului virtual. Adică, nu mai contează aproape atât de mult ce se întâmplă în lumea reală, pentru că ea este controlată de ce se întâmplă în jocul meu virtual. Și dacă asta înseamnă că Pokémonul meu mă atrage să intru într-o curte unde n-am ce căuta sau într-o instituție unde n-am ce căuta, instituția aceea, curtea aceea, biserica aceea, cimitirul acela, sunt subordonate jocului meu. Deci lumea reală, practic, devine mai puțin importantă decât lumea virtuală. S-au întâmplat deja multe accidente. Începe să-ți vibreze telefonul, dai seama că Pokémonul e undeva prin zonă, brusc faci stânga-dreapta, nu mai apuci nici să te asiguri. Dacă ne uităm la mulți dintre utilizatori, vezi că parcă sunt lighidate așa și nu mai sunt foarte atenți la ce se întâmplă împrejur, în jurul lor, și asta înseamnă că pericolul este destul de mare de accidente. Nu întâmplător, Inspectoratul de Poliție din țara noastră, dar și din alte locuri, au lansat tot felul de avertismente ca jucătorii de Pokémon Go să fie foarte atenți că este un risc real de a accidenta pe cineva sau de a fi accidentați. Apoi, sigur, se întâmplă tot felul de alte lucruri și nu-s povești. Deja, deși jocul e doar de 2-3 săptămâni în lume, sunt lucruri care s-au întâmplat în mod real. Te invită Pokémonul să-l culegi din temirce spațiu, instituție, așa, și îl culegi și cu ocazia aceasta constați că acea clădire nu era foarte păzită. Și atunci mâine zi revii cu alte gânduri. Deci s-au întâmplat deja cazuri de genul acesta că au venit prima dată pentru Pokémoni, iar ziua următoare au venit să dea spargere în acel loc pentru că au constatat că este cam vulnerabil. Copii care s-au rătăcit. Deci în prima zi au venit pentru Pocket Monster și a doua zi au venit pentru Pocket Money. Pocket Money, exact. Da. Monstru de buzunar și bani de buzunar. Copii care s-au rătăcit încercând să-și caute Pokémonii și mergând distanțe mari, citeam de vreo câțiva care nu știu ce peșteri au aterizat dragii de ei și o peșteră uitată de timp și era cât pe aceea acolo să-și găsească sfârșitul, pentru că nu mai erau în stare să se reîntoarcă. Deci există totuși anumite pericole reale, iar să zic, din punct de vedere psihologic, și acesta este un lucru care deja a fost semnalat de psihologi, este un joc care produce autism. În sensul
că mă rupe de lumea reală. Acum, sigur, multe dintre jocurile acestea pe calculator au această componentă autistă. Ne uităm la copiii noștri atunci când pun mâna pe un telefon mobil cu un joc interesant, poți să le spui orice, poți să-i întrebi orice, ei sunt rupți de realitate. Ei, nivelul de autism care se realizează prin intermediul acestei aplicații este mult mai ridicat. Observi pe cei care joacă în momentul în care sunt, în perioada în care sunt în căutarea Pokémonilor, nu mai știu nimic ce se întâmplă în jurul lor. Ori acesta este un comportament de tip autist. Asta înseamnă nu autismul, ruperea de realitatea din jur. Și în sensul acesta, cred că este o problemă, mai ales pentru cei care petrec mult timp, că produce un astfel de autism. Și bineînțeles, este un joc care va crea dependență, indiscutabil. Se știe deja că într-o anumită măsură și Facebook-ul și alte aplicații creează dependență, gadgeturile în general. Însă deja cred, acum e devreme să ne pronunțăm, dar cred că riscurile de a deveni dependenți de acest joc sunt mai mari decât la altele. Mi s-a părut și mie interesant această imagine. Am văzut un băiat cu câteva zile în urmă, un băiat mai plinuț așa, se vedea că era un obișnuit al calculatorului și mergea pe stradă cu telefonul în mână și nu este un caz singular. Deci senzația aceasta de zombie, oameni care umblă teleghidați, care umblă controlați de altceva. Care este pericolul aici? Tocmai acesta este pe care îl numeam eu autism, că îi zicem zombie, că îi zicem ceva, dar vezi că sunt rupți de realitate și atunci când oamenii devin autiști în felul acesta, nu mai sunt în stare să comunice în mod real cu oamenii, nu mai sunt curioși de multe ori de socializare, de a petrece timp cu cei din jur. Părinți care preferă să alerge după Pokémon decât să alerge cu copiii afară, soți, soții care preferă să se joace așa decât să petreacă timp cu partenerul. Deci te rupe de lumea reală și îi face chiar să întâmpine dificultăți atunci când încearcă să socializeze în spațiul real. Și bineînțeles, la un anumit punct poate deveni periculos și din punct de vedere financiar. Pentru că, să știe, jocul este unul gratuit la nivel de pornire, însă dacă dorești să progresezi mai repede, să avansezi mai repede la nivelul următor, trebuie să scoți și bani. Și în momentul acesta poate deveni extrem de periculos din punct de vedere financiar, pentru că odată ce jocul te-a prins foarte tare, te-a ambiționat să progresezi mai repede decât alții și să colectezi cât mai mulți dintre Pokémonii disponibili, ajungi să investești financiar mai mult decât probabil ți-ai imaginat inițial. Fără îndoială, este un mecanism față de care nu trebuie să fim naivi. El are o componentă financiară foarte serioasă. Firma producătoare se presupune că în perioada de 2 ani, așa s-a estimat, că va câștiga undeva în jur de 130 de miliarde de dolari din jocul acesta. Ori banii ăia vin din buzunarele cuiva, nu? Și aceștia putem fi noi, pot fi copiii noștri, deci este și componenta aceasta la care trebuie să ne gândim. Care este pericolul din punct de vedere spiritual? Deci, faptul că omul se retrage în lumea lui și merge pe stradă așa ca un zombie, mă rog, se expune la pericole, accidente, relații rupte cu lumea, dar din punct de vedere spiritual, Biblia vorbește despre numărul fiarei, fără a risca să spiritualizăm lucrurile. Care este pericolul spiritual, ocult, în toată această desfășurare?
E greu să ne pronunțăm, dar în același timp ar fi naiv din partea noastră să presupunem că nu există și o componentă spirituală în ceea ce se întâmplă. Simplu fapt că te face insensibil la lumea din jur este o chestiune spirituală până la urmă, pentru că pe noi Dumnezeu ne-a lăsat să fim sare și lumină în lumea aceasta, adică să interacționăm cu lumea reală din jurul nostru, să vedem oameni care au probleme și să ne implicăm, să găsim soluții, să fim factori de transformare socială, ori în momentul în care noi ne rupem de lumea înconjurătoare, deja este o chestiune spirituală, că eu nu mai împlinesc mandatul pe care Dumnezeu mi l-a stabilit în lumea aceasta. Mai mult decât atât, toate formele acestea de dependență nu sunt ok din punct de vedere spiritual. Biblia spune că orice pune stăpânire pe mine este păcat. Ori dacă vă refereați la fiara din Apocalipsa 13, ea este descrisă ca una care are caracter global, deci se răspândește pe tot globul și are putere de a controla acțiunile oamenilor, demersurile oamenilor, capacitatea de a-i înrobi pe oameni. Deci în momentul în care un lucru, oricare ar fi el, ajunge să mă controleze, să mă înrobească, să mă facă insensibil la realitățile din jurul meu, să mă facă să nu mai fiu în stare să mă opresc atunci când ar trebui să mă opresc. Lucrurile acestea clar au o componentă spirituală. Eu cred că problema majoră nu este mutra pokemonilor, faptul că unii sunt mai drăguți și alții arată mai a monștri, așa, nu-i aia chestiunea cea mai importantă, ci mașinăria din spate, sistemul acesta care riscă să mă prindă, să mă subjuge, să-mi controleze viața. Aici este, cred, componenta spirituală cea mai majoră. Probabil că le-am putea denumi experimente pe plan global, și Facebook-ul și Pokémon Go deja sunt un fel de experimente la nivel planetar, de control al oamenilor. Da, 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 da. Este un mecanism de control al oamenilor la scară globală. Ori aici este asemănarea cu fiara, care sigur noi în românește folosim cuvântul fiară, care înseamnă de fapt monstru. Ori Pokémon vine din engleză de la combinația de cuvinte pocket monsters, monștri de buzunar. Monștri și fiara, până la urmă, iată că sunt rude. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, dar poate am putea trage niște concluzii, sfaturi pentru părinții care au copii sau chiar pentru copii care își doresc să joace și care joacă, ce le-ați putea sugera? Dacă e vorba de părinți, sfatul meu ar fi, în primul rând, ca ei să-și facă timp pentru copii, să vorbească cu ei, să iasă cu ei la mișcare, în aer liber, pentru că atunci când copiii nu au alte activități, sunt mult mai vulnerabili în fața tot ceea ce se oferă prin spațiul acesta virtual. Deci, cel mai bun lucru pe care un părinte îl poate face pentru copii ca să se protejeze de orice formă de dependență din aceasta, de ecran sau de jocuri, este să-și facă timp pentru copil. Dacă atâția oameni își fac timp ore pe zi să alerge după Pokémon, cred că merită copiii noștri să ne facem timp, să vorbim cu ei, să ne jucăm cu ei, să petrecem timp în aer liber. Apoi, bineînțeles, este foarte important să interacționăm cu copiii noștri și să vedem ce îi pasionează, care sunt lucrurile în care își investesc timpul, să vedem cum se răsfrânge un anumit joc sau o anumită preocupare a copilului meu asupra performanțelor lui școlare, asupra evoluției lui spirituale, așa încât să pot face o anumită evaluare și să văd dacă un anumit joc e ok sau nu este ok pentru el. Și bineînțeles, în ultimul rând, exemplul personal este crucial.
eu dacă îl trimit pe copilul meu, l-am învățat și spun că să nu stea atâta pe telefon, dar el mă vede pe mine tot timpul pe telefon, pe tabletă, pe așa, se întreabă, bun, dar regula nu e mai pentru mine este sau ești pentru părinți? Deci, corect. Până la urmă, exemplu personal este cel care contează cel mai mult și, sigur, ajutorul lui Dumnezeu și orice părinte creștin e conștient de faptul că avem nevoie de Dumnezeu și de aceea ne rugăm pentru copiii noștri și încercăm să-i sprijinim și să-i protejăm din punct de vedere spiritual. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Mă gândesc pe vremea comuniștilor sau în vremea dictaturilor era mult mai simplu pentru creștini. Își puteau identifica și puteau denumi foarte clar dușmanii. Acum... Da, monstrul era mai... ușor de reperat și era unul care... Da, acum este clar. Foarte, foarte acum perfidă toată... Acum deghizează mult mai bine. Da, deci... da, dacă da, v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Părinte Ceresc, ne plecăm înaintea ta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru că suntem sub autoritatea ta. Doamne, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, indiferent ce forțe ale întunericului ar fi la lucru, noi știm că autoritatea ta este suverană și că niciun lucru, nicio putere, nicio domnie, nicio stăpânire din universul acesta nu este dincolo de puterea ta. De aceea venim, Doamne, înaintea ta și te rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru populația din țara noastră. Doamne, protejează-ne, te rugăm, de forțele întunericului. Dar, Doamne, pentru că Tu ne-ai dat și minte și înțelepciune ca să judecăm ce lucruri sunt bune și ce lucruri nu sunt bune, te rugăm, ajută-ne să fim înțelepți în felul în care decidem, modul în care ne petrecem timpul, ne investim energiile. Doamne, mă rog pentru părinții care ne ascultă, ajută-i să-și facă timp real pentru copiilor, să fie interesați în mod real de viețile copiilor lor, să se ocupe în mod special de evoluția lor spirituală. Mă rog, Doamne, pentru copii, mai ales pentru aceia care au harul de a crește în familii creștine, te rog, Doamne, nu-i lăsa să fie atât de ușor manipulați de colegi, de prieteni care vin cu tot felul de apucături mai puțin sănătoase. Ne rugăm pentru biserici, pentru liderii bisericilor. Doamne, dă-ne înțelepciune să știm cum să răspundem în vremea noastră la provocările cu care ne confruntăm. Iar pentru tot ceea ce ai făcut și continui să faci pentru noi, îți aducem slavă și închinare, Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul și profesorul Alexandru Neagoe. Am vorbit despre Pokémon Go a doua oară, am vorbit și săptămâna trecută despre acest subiect care ia amploare tot mai mare. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!